Bun găsit! Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat ședința de instruire în vederea începerii anului școlar cu directorii unităților de învățământ din județ. Evenimentul a avut loc la Liceul Teoretic Filadelfia din municipiul Suceava. În cadrul reuniunii au participat inclusiv reprezentanții administrației județene, precum și a instituțiilor publice. Prezent la ședință, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că problema consumului de droguri în unitățile de învățământ este una reală care trebuie combătută. Acesta a precizat că este necesar să se organizeze mai puține simpozioane pe această temă și este nevoie de mai multă acțiune și implicare din partea tuturor. Părerea mea că noi facem multe simpozioane. Dacă nu abordăm mai pragmatic problema asta, tot citim breaking news-uri și vedem încă un șofer care consumase droguri, a mai intrat în niște oameni și așa mai departe. Și problema asta este extraordinar de gravă și aici eu fac un apel la dumneavoastră, relația dumneavoastră, profesori, părinți, școală, familie, administrație publică și autorități, pentru că e o problemă foarte, foarte gravă, părerea mea. Și cred că toți avem obligația să urmărim ce se întâmplă, fenomenul, de unde vine, ce se întâmplă, pentru că e foarte îngrijorător acest consum de droguri, mai ales, vedeți, festivalul, la festivaluri s-au descoperit. Dar aglomerări înseamnă și școlile. Eu cred că trebuie să depășim tipicul ăsta de abordare doar la, nu vreau să mă bag în curicula dumneavoastră, doar la ora de dirigenție. Cred că trebuie să-i cunoașteți mai bine, oameni buni, pe copii. Pentru că e prea târziu după aceea. Sau mai ales cei care nu țin legătura cu familia. Sau unde familia consideră că nu e, din păcate, o prioritate. Aici este problema. Și eu am întrebat, am făcut analize în autoritatea teritorială de ordine publică, asta care e în subordinea Consiliului Județean, să ne informeze. Dar lucrurile sunt mult mai profunde de asta. De asemenea, comisar șef Alin Botezatu, din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava, a făcut câteva precizări cu privire la problema consumului de droguri în școli. Asistăm cu toții, în ultima perioadă, în ultimele luni, la un număr din ce în ce mai mare de cazuri mediatizate, în ceea ce privește consumul și traficul de droguri. Ca o paranteză, în minutele următoare, când vorbesc despre droguri, nu mă refer numai la clasicile droguri, droguri de risc, drogurile ilegale, ci și la drogurile licite. Alcool, tutun, consum, abuz de medicamente. Deci, când vorbim de droguri, ne referim la întreaga gamă. Vorbeam de consum de droguri. Nu există consum fără trafic. Sunt instituții cu atribuții în domeniu care se ocupă de reducerea cererii de droguri și de reducerea ofertei de droguri.